Doamnelor și domnilor, iată știrile zilei. Alertă și îngrijorare, a început să reapară poliomielita, boală eradicată prin vaccinare. Totul vine din refuzul unor părinți de a-și vaccina copiii. Medicii pediatri Făgărășeni recomandă părinților să efectueze micuților dozele protectoare și să respecte schemele de imunizare pe categorii de vârstă. În caz contrar, riscurile sunt mari, copii mutilați pe viață sau chiar decese. Bunurile scoase din uz din cauza deteriorării nu trebuie să ajungă neapărat pe post de deșeuri. Ele pot fi transformate cu imaginație și ceva muncă în obiecte utile sau decorative. Este ceea ce demonstrează tinerii de la Șenchea. Din băncile școlare casate au realizat rafturi pentru telefoane mobile, iar din materiale reciclabile au confecționat ornamente de Crăciun. Colinde, poezii și dansuri, toate oferite din inimă făgărășenilor care își dau întâlnire la centrul de zi pentru persoane vârstnice. Bunicii au fost încântați astăzi să primească urările copiilor și au savurat fiecare moment, de la pașii de dans ai prichindeilor până la tradiționalele cântece de Crăciun. Liceenii de la Șenchea au adus astăzi datina șezătorii din țara Făgărașului în fața publicului prezent la Fundația Negru Vodă. Glumele, dialogul satiric, jocul și voia bună, așa cum se făceau în cadrul adunărilor de peste iarnă, au adus atmosfera satului de odinioară. Inedit este faptul că mulți dintre protagoniști sunt implicați în cetele de feciori din satele în care locuiesc. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, atenționează că este extrem de periculos că unele persoane publice susțin că nu ar trebui vaccinați copiii, menționând totodată că cel mai grav ar fi revenirea unor boli care au fost eradicate datorită campaniilor de vaccinare. El a precizat că din cauza refuzului părinților de a-și vaccina copiii, a început să reapară poliomielita, boală ce a fost eradicată prin vaccinare. În susținerea afirmației sale, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență subliniază că poliomielita, boală eradicată, a început să reapară tocmai din cauza că unii părinți refuză să-și vaccineze copiii. El susține că a urmărit cu stupoare înverșunarea cu care unele persoane publice fac reclama antivaccinare și care, datoria ca medic, să ia o poziție clară, fundamentată pe ceea ce a învățat și pe ce a văzut pe parcursul anilor. Raed Arafat mai spune că privește cu îngrijorare faptul că părinții nu conștientizează că își pot vedea copiii mutilați pe viață sau chiar își pot pierde copii din cauza unei boli împotriva căreia acesta nu a fost vaccinat. De asemenea, Arafat condamnă atitudinea persoanelor publice care fac antireclamă la vaccinuri fără să vină cu probe științifice incontestabile. Și medicii pediatri Făgărășeni recomandă părinților să-și vaccineze copiii și să respecte schemele de imunizare pe categorii de vârstă prescrise de medicii de familie. Data de 10 august 2016 poate intra în istoria învățământului românesc, spun reprezentanții Consiliului Național al Elevilor. Ministrul Educației Mircea Dumitru a aprobat în această vară statutul elevului, primul document care reglementează drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ de stat, particular sau confesional din România. Din toamnă, elevii au intrat în clasă cu telefoanele, fără să le fie luate de profesori, și au putut contesta notele dacă nu au venit în uniformă. Nu i-a muștruluit nimeni conform regulilor, pentru că s-ar fi putut ca unii dintre ei să protesteze conform aceluiași statut. Dacă vorbim despre liceul Dr. Ioan Șenchea din Făgăraș, Consiliul Elevilor și dascălii s-au conformat statutului și au găsit modalități inedite de a permite accesul elevilor în clasă cu telefonul mobil, pe care însă să-l păstreze până în pauză într-un raft special. În urma discuțiilor purtate de conducerea școlii cu reprezentanții elevilor, am convenit ca din bănci casate să realizăm suporți pentru telefoane pentru a nu fi tentați să le folosesc în timpul orelor. În schimbul băncilor primite, au adus materiale reciclabile din care au fost confecționate obiecte artizanale pentru campania caritabilă Dar din Suflet pentru Suflet.
Măsura, deși restrictivă, a fost transformată de dascălii și elevii de aici într-una practică. Ecoprovocarea a fost denumită acțiunea de transformare a băncilor casate în obiecte practice. Și pentru că se apropie sărbătorile, profesorii de la Catedra de Mediu i-au provocat pe elevi să confecționeze din materiale reciclabile decorațiuni de Crăciun. Ecoprovocarea este o competiție educațională în care tinerii sunt implicați în activități practice de protecție a mediului. De această dată am organizat un târg inedit cu tematică prin care elevii să schimbe obiecte reciclabile sau reutilizabile. La cererea Consiliului Elevilor din școala noastră, toate clasele au primit câte un suport pentru depozitat telefoanele mobile, iar în schimbul acestora, aceștia au adus obiecte pe care noi le refolosim la târgul de Crăciun pentru obținerea unor decorațiuni specifice. Școala noastră îmbină perfect partea teoretică cu dezvoltarea abilităților practice absolut necesare pentru viitorii tehnicieni ce pleacă din școala noastră. Ideea cu băncuțele ne-a venit nouă, deoarece în timpul orelor nu avem voie cu telefoanele. Ne-am gândit să le depozităm în clasă, avem voie cu ele în școală, doar că nu avem voie să le folosim. Și așa ne-a venit ideea cu băncuțele. Fiecare clasă are câte o băncuță pe care a vopsit-o și a șlefuit-o și am pus-o în fața clasei. Și acolo în fiecare oră, la început de oră, ne vom pune telefoanele și în pauză le luăm și le putem folosi. Ideea cu obiectele decorative ne-a venit de la doamni profesori. Ei ne-au îndrumat și ne-au spus și ne-au învățat multe chestii foarte frumoase. Și de acolo toți am adus obiecte de acasă, mărgele, tot ce am avut și din CD-uri și n-am avut nevoie de ele, le-am adus și le-am folosit. Din cartoane am lipit pe ele paste făinoase și după care le-am vopsit cu bronz. Am mai făcut din bucăți de polistiren, am tăiat cercuri și am lipit pe ele conuri, nuci și diferite mărgeluțe, fundițe. Această acțiune vine să completeze încă una de sezon, care s-a desfășurat astăzi la Fundația Culturală Negru Vodă din Făgăraș. Târgul de Crăciun, o expoziție cu vânzare a obiectelor confecționate de elevi din materiale reciclabile. Elevii s-au unit pentru colegii lor cu o situație materială precară, dar cu note bune. S-au hotărât să organizeze campania umanitară intitulată Dar din suflet pentru suflet, prin care vând obiectele create de ei pentru Crăciun. Banii strânși merg către colegii lor mai puțin norocoși pentru sărbători mai bune. La noi această activitate este organizată în fiecare an. Este în scop caritabil. Anul acesta ne-am gândit să o desfășurăm aici la Fundația Negru Vodă și pe această cale le mulțumim celor de la Fundație că ne sprijină de fiecare dată în fiecare activitate propusă de noi. Anul acesta am hotărât să facem un spectacol caritabil în care elevii noștri să prezinte obiceiuri tradiționale din țara Făgărașului, respectiv o șezătoare, precum și dansuri populare tradiționale. Pe lângă aceasta am deschis și târgul de Crăciun. La târgul de Crăciun, toți elevii noștri s-au implicat foarte mult. Ei au confecționat ornamente de Crăciun pe care le comercializăm în vederea strângerii de fonduri. După cum spuneam, este caritabil și atunci am propus pentru elevii noștri care au o situație materială mai puțin confortabilă, să spunem așa, dar în același timp au rezultate remarcabile la învățătură, să putem să îi ajutăm să poată să continue școala. Prețurile sunt unele modice, iar făgărășenii inimoși nu au ezitat să cumpere obiectele când au auzit că banii se duc pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși. Spectacol mare astăzi la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Tudor Vladimirescu. Rând pe rând, elevii mai multor școli făgărășene au susținut momente de Crăciun spre încântarea și deliciul publicului. Elevii Liceului Teologic Ortodox au susținut un concert de colinde. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi! Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, daruri multe să primim, dar și noi să dăruim. Este vremea în lume, în preajma nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
așa cum magii au vestit nașterea lui, așa cum păstorii s-au adunat ca să-i aducă daruri, așa cum tot universul acesta s-a recreionat și redimensionat de când Mântuitorul Hristos s-a întrupat pe pământ, tot astfel și noi, cu colibele noastre mici, cu sufletele noastre, cu trupurile noastre, ne pregătim să-L primim pe Hristos în sufletele noastre. Dar pentru aceasta este nevoie de o veste, de o veste bună, care să ne aducă aminte de faptul că Dumnezeu colindelor pe Fiul Său în lume să se nască și să crească, să ne mântuiască. Am venit astăzi la această instituție pentru a-i colinda pe cei care sunt în vârstă, am colindat și pe alte instituții de învățământ și alte instituții din oraș, dar ne-am gândit că este foarte primită colinda noastră dacă vine aici unde este un pic de suferință, este un pic de necaz, ca să le aducem o bucurie și să-i facem pe oameni mai fericiți. A urmat în program evoluția elevilor de la școala gimnazială Ovidiu Sușianu, care au pregătit special pentru acest eveniment un moment deosebit ce i-a emoționat pe vârstnici. Am făcut o felicitare de Crăciun pentru vârstnici. Mă bucur foarte mult pentru că noi aducem spiritul Crăciunului. Și am făcut de asemenea felicitări, am desenat o felul de steluțe, fulgușori de nea și cadouri. Și am scris Crăciun fericit și sărbători fericite. Felicitări. Am pornit să colindăm în buna tradiție creștină și noi avem de foarte mult timp un parteneriat cu Centrul de Zi pentru Vârstnici. Ne bucurăm că în fiecare an suntem primiți aici cu foarte multă ospitalitate și vrem să imprimăm și copiilor ideea că de la bunici putem învăța foarte multe lucruri și de asemenea nu vrem să se piardă tradiția străbună, cea a colindelor românești. Dorim tuturor vâznicilor din Făgăraș multă sănătate, sărbători fericite și, așa cum am spus adineau, să ne vedem la anul mai tineri și mai frumoși. Am venit cu copiii de la școala gimnazială Ovidiu Sușianu, clasele a patra, pentru a colinda acești minunați oameni, bunicii noștri, acum în prag de sărbătoare. Copiii au fost foarte entuziasmați de această idee, venim de ani de zile aici, s-au pregătit cu felicitări pentru bunicii lor și au venit încântați că îi vor revedea și anul acesta. A fost bucurie mare pentru vârstnicii prezenți care au privit cu încântare recitalul interpretelor de muzică populară, oaspeți obișnuiți ai acestor evenimente. Prichindei din trupa Hansel și Gretel au impresionat de asemenea publicul prin grație și candoare. Spectatorii, cei cărora le-a fost dedicat acest eveniment de amploare, au savurat fiecare moment. Oamenii s-au simțit astăzi ca într-o mare familie. Și am trecut acolo, mi-a plăcut, nu mai întâlnim. Ca toată lumea, cred că o bucurie, că asta e cea mai mare sărbătoare a anului. Pentru cei credincioși, pentru ortodoxi și normal, așteptăm. Cu sfârșitul anului așteptăm mai mult mai bun, cu mai multe realizări, mai multe bucurii. În perioada asta se simt numai emoții, bucurie și un sentiment deosebit. Foarte mult mi-a plăcut colinda, foarte, foarte mult. Se vede că sunt de profesionalism. Anul trecut a fost prima dată și acum vreau să vin până mai pot. E foarte frumos și mulțumim doamnei care se ocupă și tot comitetului care se ocupă de
de noi care suntem mai în vârstă și nu avem alte posibilități ca să mergem în altă parte. Cam fiecare an, vârstnicii de la centru de zi au primit colindători. Ne-au colindat atât grupurile care vin în fiecare an, Liceul Teologic, Școala Generală Ovidens Sușanu, doamna Mioara Marinca cu grupul Mugurași-Făcărășeni și doamnele Mioara Greavu și Viorica Cerpu. Iar anul ăsta avem și o noutate, trei grupuri noi, trupa Hansel și Gretel, așa, atelierul de chitară al protopopiatului ortodox, care vor interpreta colinde susținute de instrument de chitară, și de la Colegiul Național Radu Negru, un grup de liceeni care vor interpreta și ei colinde. Zic eu, câștigul este de ambele părți, atât de pentru vârstnici la care le aducem bucurie, mulți din ei se deplasează greu, poate este singura ocazie de a asculta colinde pe anul ăsta live, să zicem așa, pe viu, dar și pentru copii, că în momentul în care dăruiești, primești bucurie și bucuria de a face o faptă bună. Persoanele vârstnice din Făgăraș au parte an de an de asemenea spectacole dedicate lor, organizate în preajma sărbătorilor religioase importante. Datinile și obiceiurile, locurile natale, cântecele și jocurile din sat nu trebuie să treacă în uitare. Acesta a fost scopul organizatorilor manifestării intitulate Șezătoare în țara Făgărașului, care s-a desfășurat astăzi la Fundația Culturală Negru Vodă. Protagoniști au fost elevii liceului Șenchea, mulți dintre ei care locuiesc în mediul rural și care sunt în această perioadă cetași. În Șezător, tinerii aveau ocazia să se întâlnească, legau și dezlegau prietenii, dar făceau și planuri de căsătorie. În fiecare duminică în sate se organizau șezători, mai ales în anotimpul rece. Tinerii glumeau între ei și purtau un dialog cu strigături satirice, pline de umor. Umor dacă vă trezește, altele îmbolnăvește. Să nu fiu unea stricat, să n-aveți suple bătat. Frute sunt domnul și frați, credințare căpătați. Se întreabă cei mai buni prea. Ce-s pământ, colindele, Doamne, colinde, două zile ți-o cărcam. Două zile, colindele, Doamne. Alături de profesori, tinerii au cântat, au jucat brâul și învârtita. Portul popular din zona noastră, îmbrăcat de cetași, a fost unul autentic. Tinerii au deprins jocul popular de la părinți sau de la colegii de ceată. Ei promit că și anul viitor vor merge la colindat și în șezători, pentru că iubesc tradițiile locurilor unde s-au născut.